Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, Evanghelia Duminicii de astăzi este Evanghelia intrării Domnului și Mântuitorului nostru în Ierusalim, numită în popor, la români și Duminica Floriilor, iar în alte popoare este numită Duminica Ramurilor, pentru că, așa după cum am auzit, copiii și mulțimile purtau ramuri de finic și de măslin în mâini atunci când au primit pe Mântuitorul Iisus Hristos în Ierusalim. Evanghelia pe care am auzit-o este plină de înțelesuri duhovnicești care arată însemnătatea acestei duminici mari și sfinte, Duminica Floriilor sau Duminica Intrării în Ierusalim a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evanghelia leagă evenimentul intrării Domnului în Ierusalim și primirii călduroase, entuziaste pe care poporul i-a rezervat-o, o leagă de sâmbăta lui Lazar, de sâmbăta, de ziua precedentă în care Mântuitorul Iisus Hristos a înviat din morți pe prietenul său Lazar după 4 zile de la moartea sa, când deja a început să se descompună. Minunea aceasta a învierii unui mort care a trecut din viața aceasta, după 4 zile, a fost ceva nemai auzit. Și mulțimile veneau în Betania, unde se afla casa lui Lazar și a surorilor lui, Marta și Maria, să vadă nu numai pe Iisus, ci să vadă pe omul cel înviat din morți a 4-a zi. Și Evanghelia precizează că Lazar, cel înviat din morți, prietenul Mântuitorului Iisus Hristos, la cină ședea la masă împreună cu Iisus. Cu alte cuvinte, învierea sa a fost reală, nu aparentă, nu închipuită, nu presupusă. El a înviat din morți și a revenit la viața aceasta obișnuită, pământească, care are nevoie de hrană pentru a continua. Pe cât de mult mulțimea poporului se entuziasma de această minune, pe atât de mult se îngrijorau mai mari cărturarilor și fariseilor. Pentru că minunea învierii lui Lazar a determinat pe mulți oameni să creadă în Iisus, în ceea ce spune El și în ceea ce face El. Mulți oameni înțelegeau că puterea cu care lucrează El este de la Dumnezeu. Și pentru că mulți iudei părăseau sinagoga, părăseau credința cărturarilor și fariseilor și îmbrățișau credința în Iisus Hristos, în Iisus din Nazaret, mai mari cărturarilor și fariseilor se îngrijorau și se îngrozeau. Și invidia lor și teama lor în același timp era atât de mare încât și-au pus în gând să-L omoare pe Iisus și pe Lazar. Și au folosit prilejul Paștelor, sărbătorii mari ale iudeilor, Paștele deci iudeilor, la care Iisus venea la Ierusalim, ca să scape de Iisus și de Lazar. Deci vedem în Evanghelia de astăzi că deja tensiunea aceasta, pe de o parte, între poporul care îl primea cu bucurie pe Iisus și invidia, teama și îngrijorarea celor care conduceau din punct de vedere religios poporul pe de altă parte, este o prefigurare
a începutul pătimirilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, Duminica Florilor este Duminica intrării în săptămâna patimilor Mântuitorului și se spune că El, începând cu vecernea din seara aceasta, vine spre patima sa cea de bunăvoie. Duminica aceasta, așadar, este duminica în care, pe de o parte, se anunță biruința asupra morții prin învierea lui Lazar și se prevede începutul pătimirii, începutul suferințelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos până la moarte și apoi la înviere. Este de reținut faptul din Evanghelia de astăzi că atunci când Mântuitorul a fost primit în Ierusalim cu bucurie mare, El a așezut pe mânzul unei asine ca să se împlinească prorocia profetului Zaharia, care cu aproape 500 de ani înainte a spus: nu te teme, fiica Sionului, iată-l, împăratul tău vine la tine pe mânz de asină. Și Evanghelia de astăzi precizează că ucenicii n-au înțeles cuvintele acestea decât atunci când Iisus s-a preamărit, adică după ce a înviat din morți. Învierea Lui din morți a adus lumină asupra ceea ce a făcut El înainte de învierea Sa. Aici intrăm într-un înțeles foarte adânc al sărbătorii, și anume intrarea Domnului în Ierusalimul pământesc este icoana intrării Domnului în Ierusalimul ceresc. Mântuitorul Iisus Hristos tot timpul a refuzat lauda de la oameni, a refuzat să primească laude și preamăriri de la oameni. În duminica aceasta însă vedem că El a acceptat să fie primit ca un împărat. Însă va spune în timpul săptămânii Sfintelor Patim lui Ponțiu Pilat că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Înțelegem așadar că în duminica aceasta a Florilor sau a intrării în Ierusalim, noi vedem taina începutului împărăției lui Dumnezeu. Dar împărăția aceasta pe care o inaugurează Mântuitorul Iisus Hristos prin intrarea sa în Ierusalim, nu este o împărăție din lumea aceasta. Nu este o împărăție politică, ci este o împărăție duhovnicească. Ea nu se arată vederii, în primul rând, ci ea începe în inimile oamenilor. De aceea Mântuitorul spune: împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și această împărăție a lui Dumnezeu se arată prin puterea învierii. Este împărăția învierii. Taina învierii lui Hristos intră în această lume ca o preînchipuire sau o pregătire prin învierea lui Lazar și apoi în mod deplin, definitiv, prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos, care nu ne mai aduce la o viață tot trecătoare, la această viață biologică în care bucuria este amestecată cu întristarea, sănătatea cu suferința și cu boala și viața cu moartea. Și învierea pe care ne aduce Mântuitorul nostru Iisus Hristos este începutul unei alte vieți, viața veșnică. Și deci împărăția pe care o inaugurează Mântuitorul este împărăția vieții veșnice, împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci împăratul care vine
să intre în Ierusalim, intră în Ierusalimul acesta pământesc pentru a ne arăta că peste o săptămână, în Duminica Învierii, intră în Ierusalimul Ceresc, cel veșnic, cel nefăcut de mână omenească. Și de acolo va trimite Duhul Sfânt pentru a forma biserica sa în lume, care este icoana și pregustarea, anticamera și pregătirea pentru împărăția veșnică a iubirii Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Aceasta este așadar însemnătatea duhovnicească adâncă a sărbătorii de astăzi. Când purtăm ramuri de salce, noi, pe care le vom sfinți la sfârșitul liturghiei, când le purtăm în mână, arătăm două lucruri. În primul rând, arătăm biruința asupra morții. Biruința asupra morții pe care Mântuitorul a arătat-o ca o prefigurare a învierii de obște prin învierea lui Lazar. Căci Lazar ne reprezintă pe fiecare dintre noi și mai ales pe cei care sunt prietenii lui Hristos, care nu înviază doar ca să trăiască o existență singulară, ci ca să stea la masă împreună cu Hristos, nu în Betania, ci în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea Sfânta Euharistie a fost numită și prânzul Împărăției lui Dumnezeu, ca arvună, ca pregustare. Iar în formă desăvârșită, acest prânz îl vom lua prin învierea de obște a tuturor popoarelor și persoanelor la sfârșitul veacurilor. În al doilea rând, aceste ramuri ale bucuriei și ale biruinței se referă la biruința noastră asupra păcatului, asupra morții păcatului. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ramurile de finic și de măslin acum însemnează pentru noi cununa de virtuți adunată în timpul postului Sfintelor Paști, căci astăzi se încheie Sfântul și Marele Post de 40 de zile al Sfintelor Paști și începe o săptămână deosebită de restul postului, mai intensă în pregătire, mai intensă în postire și mai intensă în rugăciune, săptămâna mare. În fiecare zi din această săptămână, spunem că tot ceea ce auzim, ceea ce vedem duhovnicește și ceea ce trăim, este mare și sfânt. Este însăși participarea noastră la suferința Mântuitorului, la moartea și la învierea Lui, care ne-au fost date nouă prin botez. Virtuțile adunate în cele 40 de zile de postire sunt virtuțile pocăinței, ale lacrimilor, ale spovedanei și ale iertării primite. Sunt virtuțile înnoirii noastre duhovnicești, prin milostenie, prin cuvânt bun și prin faptă bună. Acestea sunt simbolizate prin florile pe care le purtăm în mână, florile sufletului nostru. Primăvara sufletului nostru, care a rupt prin lacrimile pocăinței poșghița de gheață a păcatului sau pământul tare al împetririi inimii noastre atunci când ea se îndepărtează de Dumnezeu. Așadar, dacă am biruit până acum, deci timp de 40 de zile, văzând ramurile acestea de flori, ne încurajăm și mai mult. Învierea este anticipată. Lumina învierii începe să răsară. Duminica Rusalilor este așadar un fel de pregustare a Duminicii de Paște. De aceea este o duminică plină de bucurie. Sărbătoarea aceasta a florilor, duminica aceasta a florilor, este o sărbătoare foarte veche.
Este o sărbătoare pe care o întâlnim deja în secolul al IV-lea la Ierusalim. Apoi s-a răspândit la Constantinopol și mai în toate marile orașe ale lumii creștine din Imperiul Roman creștin. Ea a fost și duminica în care cei care doreau să se boteze se duceau la episcop și cereau binecuvântare pentru a se boteza în noaptea de Paști. Duminica aceasta, așadar, este o duminică a unei bucurii legate de iertare, de sfințire, de înnoire. De aceea, în duminica florilor, atât împărații creștini cât și domnitorii noștri participau la slujbă și făceau grație, iertau o mulțime de condamnați. Noi, în această zi de flori, deodată ne încurajăm gândindu-ne la înviere și ne pregătim pentru săptămâna următoare, când medităm în rugăciune la patimile Mântuitorului ca fiind semnele iubirii Lui pentru noi. Mai este o singură săptămână până la Paști. Cei care n-au postit și nu s-au pocăit, cei care nu s-au rugat îndeajuns și cei ce n-au făcut milostenie îndeajuns. Acum este ultima săptămână, este ultima distanță, este ultima șansă ca să ne pregătim pentru învierea Domnului. Să folosim această săptămână în care intrăm prin Duminica Florilor ca pe o mare binecuvântare, și anume aceea de a ne întâlni mai profund și mai luminos cu iubirea Mântuitorului nostru, cu puterea Lui care înviază sufletul din păcat, cu puterea iubirii Lui care ne iartă, care ne ridică, care ne primește așa cum suntem și care ne vindecă și ne înnoiește și ne dă veșmântul învierii sufletului. Cu prilejul acestei duminici numită a Florilor, dorim să felicităm pe toți cei care poartă numele de Florin, Floare, Florica, Viorel sau Viorica și alte nume de flori. Noi considerăm că toți credincioșii bisericii noastre sunt florile iubirii lui Hristos și lumânări de înviere, sunt darul Duhului Sfânt, adunat în buchet în Biserica lui Hristos, Dumnezeu Fiul, spre slava lui Dumnezeu Tatăl și spre a noastră mântuire.